la convenția tineretului și când se duc acolo, se bea și se fac toate lucrurile din lume. Că lucrul acesta nu e corect. Pentru că tinerii vin și spun că pe noi ne ții așa strict, pe noi ne spui așa și uite că și ăștia, la ei tot e ok, e voie. Și încearcă să... Deci sunt fratele Nelu Bortiș, pastor în California, în Biserica Bethesda din Norwalk, California. Și sunt împreună aici cu frații Vasile Căpușan, cu fratele Daniel Paul. Și cu fratele Mihai. Mike sau Mihai. O problemă care este în bisericile noastre pentecostale, la ora actuală, este băutura alcoolică. Când tinerii se duc împreună și vizitează cu alți tineri de alte biserici, dacă se dă un semnal de alarmă și spune că copilul ăsta e a unui pastor, atunci toată lumea se retrage și lasă pe tânărul ăsta la o parte. Pentru că le este frică ca să facă în fața unui copil de pastor să bea bături și să ocolesc, că l-ocolesc persoana respectivă. Deci, la ora actuală e învățătura aceasta că e voie să se bea vin specific. Și ei iau textul din Biblie unde spune că și Domnul Iisus a făcut apa în vin și că a băut vin cu ucenicii. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei că să bea puțin pentru ce. Dar dacă mergi astăzi la doctor și spui că ai ulcer, primul lucru te întreabă dacă bei și te oprește să mai bei băuturi alcoolice. Deci motivul lor care îl folosesc e greșit. E greșit. Și se înjură înjurături care nici în lume. Eu am lucrat în construcții mulți ani de zile și nici oamenii de acolo nu vorbeau așa urât cum vorbesc tinerii astăzi, credincioși din biserică. Și mai mult decât atât, când îi se spune și se atrage atenția vreunui frate sau un comitet într-o biserică, care sunt tineri, care au o slujbă și conduc cântările sau altceva, nu se ia nicio măsură împotriva lor, nu se pun la o parte, sub disciplină. Nicio disciplină. Și atunci noi așteptăm ca viitorul bisericii noastre române pentecostale să fie imbecile. Deci, problemele acestea sunt cu care ne luptăm noi astăzi. Și tinerii noștri se plâng. De ce acolo e voie, de ce acolo e voie, de ce așa voi și la noi nu. De ce sunteți așa stricți cu noi? Deci ei consideră că dumneavoastră sunteți mai strict ca alți păstori. Da, da. Și că nu, noi nu vedem bine lucrurile. Că suntem înguși la minte, că au rămas în urmă. Eu niciodată n-am considerat, cu toate că am fost tânăr și tata mea a fost păstor și a fost foarte strict, dar niciodată n-am putut să-l învinuiesc vreodată sau să îl condamn pentru că este prea strict pentru noi. Am înțeles întotdeauna de ce ne-au ținut în felul în care ne-au crescut, ne-au învățat, ne-au educat în lumina Sfintelor Scripturi și când am avut o întrebare sau neînțelegere, ne-au dovedit cu cuvântul Domnului. Dar astăzi nu mai sunt. Tinerii sunt învățați ca să nu amintească lucrurile acestea. Dat droguri, țigări, fumat... Toate lucrurile astea se întâmplă. Treptat intră. Începe cu un pahar de vin, după aceea ajung la fumat, după aceea ajung la droguri. Femei, fete. Și lucruri. Păcate. Înainte, nu vorbesc acum, chiar acum recent, deci vorbesc cu ani înainte. Am lucrat ca electrician și am avut campania mea de electrică. Și când aveam nevoie, aveam job, aveam muncitorii mei cu care lucram, dar câteodată aveam joburi mai multe și întrebam mai mulți oameni. Și atunci vineau tot felul de tineri, români care se cunoșteau unul pe altul și ziceam, am un prieten care e electrician sau ajutor de electrician și are nevoie de lucru. Și atunci le dădeam de lucru. Și ei știau că sunt păstor, știau că sunt ăsta și ziceau către mine, domnul Bortiș,
Deci noi, duminica seara, la programul de seară, noi, ca să avem fete drăguțe cu noi, mergem la biserica pentecostală de acolo, de acolo, de acolo și noi luăm fete de la biserică și ne ducem și ne facem treburile. Fete care cântau în cor, în worship, da, laudă închinare? Da, da. Lucrurile astea le-am spus la grupuri mai intime, deci n-am ajuns ca să le popularizez, să le spun alții, pentru că mi-a fost rușine. Mi-a fost rușine ca să spun ce se întâmplă în bisericile noastre pentecostale. Dar totuși, ce părerea dumneavoastră? De ce frați păstori acopere lucrurile astea și nu le dau pe față și nu vorbesc păcatul de la amvon ca să se trezească, să se curețe vasul ca Dumnezeu să poată lucra în biserică? Din mai multe motive. Unul, mă gândesc că e poziția lui de păstor. Dacă ar spune adevărul așa cum este, nu cred că ar fi într-o stare bună cu biserica. Sau unii părinți care susțin biserica financiar, că ziua de astăzi cam așa merge. Cine are bani, poate să facă multe lucruri. Și al doilea lucru, cred că este o învățătură universală care vine probabil de la Papa, nu știu de unde, care încearcă să unifice toate religiile, să le facă la un fel, la un numitor comun, totul e ok, trăiește momentul, bucură-te de viață, că nu este moarte, nu este iad, nu este nimica pentru tine. Sau dumneavoastră considerați că pentru frață păstor este mai ușor să accepte lucrurile astea decât să-L accepte pe Iisus cu adevărat, să-L vadă în viața bisericească? Din anumite motive și-o schimbat. Probabil că nu le-a început în lucrarea Domnului, ori văzut lucrurile diferit și probabil că ori susținut adevărul. Dar pe parcurs s-o schimbat. Interesul poartă fesul, se spune. O ajuns să fie o biserică mare și nu vrea să-și piardă locul pentru că știe că va fi înlocuit. Biserica poate să ducă un alt păstor din România în altă parte imediat. Și oamenii se compromit. Spuneați despre restricția, cumva că ați lăsat un picuț mai liber și acum cumva Domnul v-a spus că s-o cam slăbit brâul cu care v-a încins și v-a legat și Domnul a zis că trebuie ca să fie strâns înapoi. Spuneați că considerați că ar trebui să rezolvați cumva și problema telefoanelor în biserici și ați avut chiar o vedenie, un vis cu privire la așa ceva. Da, asta a fost vreo 10 ani în urmă. În viața mea am avut 2 sau 3 visuri care le știu că au fost din partea Domnului, că erau cu privire la lucrarea Domnului din biserică. Și se făcea că sunt în biserica din Arad, în Liște, unde am copilărit, unde am crescut. Și am ieșit afară în curte, în curtea bisericii și când am mers în afară, erau vreo 3-4 rânduri de mese lungi, așa cum se făceau la anunț în România din lemne și după aceea se punea ceva alb pe mese. Interesant că mesele erau albe și la mesele acestea erau tineri. Toate mesele erau pline de tineri. Unii dormeau cu mâinile pe mese, alții stăteau. Erau foarte plictisiți. M-am uitat la fața lor și i-am întrebat, ce faceți voi aici, tinerilor? De ce nu sunteți în adunare? Și ei au spus, păi, în biserică e boring, e plictiseală. Și ne-am venit aici afară și ne uitam la telefoane, aveau tablete, aveau internet, computere, aveau tot felul de aparate electronice. Uh-huh. Și zic, dar voi, de ce stați aici? Pentru că nu avem ce face altceva. Deci înseamnă că acolo unde nu este putere în biserică, unde nu este cu adevărat Duhul Sfânt, acolo este păcat și acolo se întâmplă lucruri deci grave. Deci eu am înțeles lucrarea, au fost în felul ăla, din cauză că biserica, cei din conducere, mă refer la fratele păstor, la diacon, la prezbiter, la comitet,
din cauza că ei sunt prea ocupați ori cu frații mai bătrâni, ori cu să țină biserica, să aibă o formă doar de biserică, tineretul a ajuns să fie desconsiderat, tineretul a fost să fie neglijat și să nu se ocupe de el. Și din cauza asta, tineretul a ajuns să recurgă la lucrurile astea electronice, care au pus stăpânire pe ei, din cauza că în biserică n-avea o slujbă, nimeni nu i-a ajutat, nimeni nu i-a involvat în lucrare și au ajuns acum ei singuri să caute lucrul acesta. Cum considerați dumneavoastră că trebuie să fie o adevărată biserică a Domnului Iisus? Ca fiecare mădular să fie involvat în ceva? Da. Nu există o biserică să nu fie involvată toți. Dar care o sta 26 de ani pe bancă și nu l-a întrebat niciun păstor și niciun deacon, niciun lucrător? Măi omule, ce slujbă, la ce te-o chema Domnul? Ce faci tu în biserica asta? De 26 de ani ai încălzit băncile sau le-ai bătătorit? E foarte trist și dureros, dar se întâmplă astăzi. Deci, sunt foarte mulți păstori care apar. Nu știu cum au luat ungerea și cum au primit ungerea și cum au ajuns să fie făcuți păstori. Dar vin foarte mulți păstori. Și din cauza asta că în biserică, acum sunt 10 păstori, într-o biserică 10 păstori, 15 păstori sau 20 de păstori, acum ei trebuie să-și împartă timpul și să facă ca să fie ok. Timpul la predici sau la să se ocupe de biserică? Să se ocupe. Și unii consideră că pentru ei e ceva neînsemnat ca să se ocupe de tineri sau ca să îi învețe adevărata Evanghelie. Și atunci lasă învățăturile astea. Da. Frate Nelu, ce să zic, că considerați că este nevoie de o adevărată trezire spirituală? Da. Considerați că trebuie să se împlinească ce spune în 1 Ioan cu versetul 9? Trebuie să se treacă la o mărturisire a păcatelor, ceea ce s-a scos din biserică? Da. Fără mărturisire, nu ajungem să căpătăm propășire. Un păcat nemărturisit îl aduce moarte. Deci, mai multe persoane în biserică, dacă trăiesc în păcat, păcatele nu sunt mărturisite, biserica aceea moare, da, spiritual. Da. Ce să zic, vă mulțumesc, fratele Mike, fratele Dan Paul, și eu sunt Vasile Căpușan, un netremnic, dar slavă Domnului, mulțumim și vrem ca să știți și dumneavoastră că am avut o întâlnire cu fratele Borti și am discutat unele lucruri și avea o durere și când am auzit situația, am zis, dăm voie să filmez, aș vrea să știți unii din dumneavoastră care e situația. Fiți binecuvântați!